Există în România, ceea ce privește ciobăneștii românești, un fenomen pe care cred că este momentul să nu mai ignorăm. Și anume, există un curent al unor persoane care nu țin cont de standardele raselor de ciobănești românești, standardele celor 5 rase de ciobănești românești, și sunt interesate de mărimea și greutatea unui câine. Mă rog, persoanele respective spun și de agresivitatea. Chestiunea cu agresivitatea e o chestiune mai complexă, nu e chiar atât de simplă, pentru că depinde ce înțelege fiecare prin agresivitate. E posibil ca un câine pe care unii îl consideră foarte agresiv, extrem de agresiv, hiperagresiv, cum mai spun ei, să nu mai fie la fel de agresiv atunci când este pus în fața unei situații reale. Lătratul în spatele unui gard făcutul spumelor la gură nu înseamnă agresivitate, înseamnă doar că un câine latră. Și un maidanez poate să latre la fel de bine în spatele unui gard. Trecem peste partea cu agresivitatea și partea cu greutatea și înălțimea e o chestiune de care unii țin cont. Să cazi în păcatul taliei nu e ceva nou. Carpatinul, din fericire, a fost cutit de această patimă. Dar Mioriticul n-a fost. Și la un moment dat, și la Mioritic se întâmplase același lucru, și anume oamenii erau interesați de câini mari, cât mai mari, cei mai mari. Bine, Mioriticul în momentul de față e într-o situație destul de tragică din punctul meu de vedere. Numărul de exemplare a scăzut foarte mult. Dacă la un moment dat erau la modă, astăzi sunt extrem de puțin, din ce în ce mai puțin, practic riscăm ca rasa asta să ușor, ușor să înceapă să fie pe cale de dispariție. Adică acea robă deosebită care la un moment dat l-a făcut Mioriticul să fie la modă printre rasele de ciobănești românești și nu numai, printre rasele de câini de talie mare, aceeași robă îl face în momentul de față să fie un câine care nu mai este preferat. Dovadă, ați văzut, în campionatele de ciobănești românești organizate de către Asociația Română Ecnologică Royal, ciobănescul românesc Mioritic este reprezentat într-un număr foarte, foarte mic. Și nici pe la alte asociații situația nu stă mai roz. Însă, trendul privind talia și greutatea, clar l-a dat rasa ciobănesc românesc de Bucovina. Acolo, că vor unii să recunoască sau că nu vor să recunoască, s-au făcut niște metisări multe, s-au făcut metisări cu caucazian, cu păzitorul Moscovei, s-au făcut metisări cu asiatic, cu mastiv de Pirinei, cu marele câine de Pirinei și mai ales cu Saint Bernard cele mai multe, inclusiv cu Lancer, cu Terra Nova, etc. Astfel că au fost obținuți niște câini din ce în ce mai molosoizi și din ce în ce mai mari și mai grei. Noi românii oricum avem o predispoziție pentru rasele de talie mare. Vorbeam la un moment dat cu un arbitru european de păsări de curte și îmi spunea: bă, voi românii sunteți obsedați de mărime la rasele de animale. Și n-am avut cum să-l contrazic, pentru că dacă o luăm pe rând, la găini cea mai populară rasă din România este rasa Brahma, numită și Uriașul găinilor. La gâște, cea mai populară rasă este rasa Toulouse, numită și Uriașul gâștelor. La rațe, cea mai populară rasă este rasa Rouen, iarăși numită Uriașul rațelor. La porumbei suntem foarte pasionați de rasele mari, American Giant Homer, Voiajor românesc de frumusețe, King, Monden, Strasser. Deci, clar românii sunt foarte pasionați de rasele mari, cât mai mari. La cai, da? Cele mai populare rase de cai sunt caii grei și semigrei. Sânge rece ungurez, sânge rece polonez, breton, ardenez, comtois, bulonez, percheron, semigreu românesc. Inclusiv la vaci suntem pasionați de rasele mari, Simmental, bălțată românească, Charolais, Angus. Prin urmare, și la câini, rasele mari, rasele uriașe de câini au adepți foarte, foarte mulți. Din păcate,
oamenii n-au înțeles că ciobănescul românesc adevărat nu este un câine de talie uriaș. Este un câine de talie mare și atât. Este un câine funcțional, utilitar, un câine care trebuie să aibă o mecanică impecabilă, etc., etc. Sunt foarte mulți care consideră că dacă un câine este încă un ciobănesc românesc funcțional, îl cataloguează ca fiind o vulpe. Și aici fac o paranteză. Foarte mulți aici din România au luat, au tăiat bucățica aceea din filmul lui Bob 11, în care Luci Durean vorbește despre câinii de viteză. Și cu acea bucățică din film încearcă ei să argumenteze preferințele românilor pentru câinii ciobănești de talie uriașă. Eu le recomand așa acestor persoane. Dom'le, dați-i un telefon lui Lucian Druian și faceți o visă, rugați-l să vă arate câinii. Și s-ar putea să aveți o surpriză. Pentru că ați înțeles greșit. Lucian Druian nu se referă la ciobănescul românesc autentic atunci când vorbește despre câinile de viteză. Lucian Druian, când vorbește despre câinile de viteză, vorbește despre altceva. Vorbește despre acel carpatin de, hai să spunem, carpatinul de show, care prin alte asociații a ajuns un fel de vulpe, într-adevăr. Un coyot, un șacal. La ala se referă. Da. De ce? Pentru că, exceptând unul dintre masculi, într-adevăr, are un mascul care este foarte căpățânos, dar nu foarte mare, atenție, nu e un câine uriaș, e doar căpățânos. Exceptându-l pe acel câine, Luci Durean are niște câini foarte normali. Deci, nu sunt ieșiți din comun ca și talie, nu sunt uriași, n-au capul cât găleata, nu. Sunt niște câini normali, niște câini de talie mare și atât. Mergeți la omul respectiv și vedeți-i câinii, ca să înțelegeți la ce se referă el. Nu asemuiți câinii Lucian Druian cu diversi uriași pe care încearcă unii să-i promoveze, că nu sunt același lucru. Nu mai vorbesc de femela Breaza pe care o are. Femela Breaza, mi-e pare foarte rău că nu vine cu cățeaua asta în expoziție, pentru că este o cățea deosebită. O cățea românească 100%. Ar trebui promovată foarte mult cățeaua respectivă. Eu m-aș bucura să am ocazia să o arbitrez într-o expoziție. Ca să vedeți că Luci Durean nu are uriași. Da. Dar revenind la uriașii din România, e clar că la rasa bucovina, ciobănesc de Bucovina, și mai nou la rasa ciobănesc românesc orb, există o categorie de oameni pe care nu interesează standardul raselor, nu interesează istoricul raselor. Și foarte mulți dintre ei chiar recunosc lucrul ăsta. Doamne, nu mă interesează aspectele astea. Ca și cum standardul ar fi al nostru. Nu, standardul este al raselor. Dacă spui că iubești rasele românești, n-ai cum să nu te intereseze standardul și istoricul rasei. N-ai cum. Nu poți să te numești crescător de animale de rasă dacă nu te interesează standardul raselor. Dar lăsăm la o parte chestiunea asta. Eu pot să înțeleg, pentru că fac o paranteză. Atunci când dai de mâncare unui câine, da, atunci când tu suporți toate cheltuielile, atunci când tu ești cel care îi face curățenie, îl duce la veterinar, îi face depraistările interne, externe, are grijă, iubește câinele, la face parte din familia lui, tu ești cel care ține în curte ce dorește. Da? Bă, dacă mie îmi plac câinii uriași, țin în curte câini uriași. Dar fac o paranteză în paranteză. Nu-l numesc ciobănesc de Bucovina sau nu-l numesc ciobănesc orb. E pur și simplu un câine uriaș. Nu mai vorbesc de faptul că sunt unii, și pe ăștia chiar îi respect din punctul de vedere. Sunt unii care îi spun, domnule, eu am făcut metisări. De ce? Pentru că am vrut să fac niște câini așa cum îmi plac mie. Nu mă interesează standardul rasei, nu mă interesează rasa, nu mă interesează istoricul rasei, pe mine mă interesează să îmi placă mie câinii respectiv. Eu pe ăștia îi respect, pentru că sunt oameni cinstiți și corecți. Domnule, am făcut metisări. Am metisat cu caucazian, am metisat cu asiatic, am metisat cu ce mi-a plăcut mie, astfel încât să scot niște câini bălțați sau negri, de talie mare, cât mai mare, cei mai mari câini pe care, dacă se poate, cei mai mari câini din țară, dacă nu măcar din comună sau măcar din județ. Bun. Și acum vin și vă spun așa. În Turcia s-a întâmplat același lucru. Da? După cum știm cu toții, în Turcia existau trei rase mari și late. Karadeniz, o rasă destul de rară, da? La ei pe care de dispariție. Akbashu, o rasă destul de întâlnită, dar nu la fel de populară, și Kangalu, cea mai populară rasă din Turcia. Numai că la fel ca și la noi, și turcii au spus, domnule, vrem să-l facem mai gros, nu ne place, e cam ogaroid, e cam subțire, e cam prea lupoit, vrem să-l facem mai gros. Și s-au apucat unii și au făcut selecție în sensul ăsta
Ce au făcut un câine? L-au transformat pe Kangal într-un câine mai gros. Și au venit unii și au spus, domnule, nu e suficient. Nu, noi vrem să-l facem molos. Nouă ne plac câinii mari, ne plac câinii groși, câinii căpățănoși, câinii cu mătrat nu știu cum, da? Și s-au apucat și l-au făcut și mai gros. Și au făcut diverse metisări, astfel încât câinele din Kangal s-a transformat într-un câine molosoid. Kangalul e un câine lupoid, da? S-a transformat într-un câine molosoid, cu un cap lat, cu un bot, era să zic gros, dar atenție că sunt unii care nu știu ce înseamnă botul gros. Da? Botul gros înseamnă una și buzele foarte lăsate, buza flască, comisura foarte lăsată înseamnă altceva. Deci sunt două lucruri diferite, trebuie să facem diferență. Au transformat unii Kangal într-un câine cu niște buze foarte lăsate, cu o comisură foarte lăsată, cu pleoape lăsate, cu exces de, piele în zona capului și gâtului, cu niște urechi mari și foarte plăștite și așa mai departe. Și era clar că nu poți să pui în același ring cele trei tipuri de, hai să-i spunem, cele trei tipuri de Kangal, deși e impropriu spus. Și atunci au venit niște băieți mai deștepți și au făcut un pic de ordine acolo la ciobăneștii turcești, în sensul că au zis, domnule, ăla tradițional, câinele nostru național, este Kangalul, ăla ceva mai gros, dar nu excesiv, ceva mai gros, să zicem așa, o formă intermediară între lupoid și molosoid, este bozul. Și ăla foarte, foarte molosoid, foarte molosoidizat, ca să zic așa, este Malakli sau Malakli. În felul ăsta toată lumea a fost împăcată. Deci avem o rasă istorică, Kangalul, și avem două rase, să zicem așa, mai tinere, formate în urma unei, cu ghilimele de rigoare, selecții moderne. Cred că lucrul ăsta se poate face și în România. O să mă înjure foarte mulți acum, mai ales dintre crescătorii de ciobănești românești, dar este o realitate pe care nu putem să o ignorăm. Da? Și eu zic așa, cei care preferați câinii foarte moloși, câinii foarte căpățânoși, câinii foarte mari, foarte înalți, foarte grei, faceți ceva în sensul ăsta. Faceți ceva în sensul ăsta. Bă, frate, sunteți în țară mulți, mulți, sute, mii, mii de inși care preferați un câine foarte, foarte gros. Nu vă interesează standardul raselor de ciobănești românești, în special ciobănescul de Bucovina și ciobănescul corb. Da? Nu vă interesează istoricul acestor rase. Voi vreți niște câini foarte, foarte mari. Cât mai mari, cât mai grei, în regulă. Gusturile nu se discută, dar faceți ceva în sensul ăsta. Din punctul meu de vedere ar trebui așa. Pentru că printre voi sunt oameni cu posibilități materiale deosebite. Uniți-vă, adunați-vă cel puțin 20-30 de inși cu inițiativă. Uniți-vă, spuneți așa. Bă, vrem să facem o nouă rasă de ciobănești. Hai să de ciobănești cum vreți voi. Da? Și vă dau acum niște ponturi gratuit. Poate peste timp o să apreciați chestiunea asta. Vă dau niște ponturi gratuit. Vă faceți o nouă rasă, a șasea rasă de câini ciobănești românești. Nu e nicio... Lăsați-i pe aia care spun, ce domnule, ne-am trezit într-o dată cu 5 rase. Ne putem trezi cu 6, ne putem trezi cu 7, care e problema? Ungurii au o grămadă, deși n-au avut. Da? La francez nu mai vorbesc, peste tot. Nimeni n-are nicio problemă că faci o nouă rasă. Iată, la turci, din 3 s-au făcut 5, ba chiar unii spun că ar fi și 6, pentru că ar mai exista între Kangal și Boz unul care ar fi un fel de anatolian, ceva, o formă intermediară. Mă rog, e dreptul nostru să facem câte rase vrem noi, dacă avem cu ce. Așadar, faceți o nouă rasă, a șasea rasă de câini, numiți-l cum vreți voi, da? Câinele de pază românesc, sau molosul românesc, da? Sau câinele ciobănesc uriaș, sau cum vreți voi. Puteți să-i găsiți orice denumire credeți că îi se potrivește. Vă întâlniți, puneți pe hârtie un proiect de standard, pentru că nu putem avea, niciodată nu poți avea o rasă dacă n-ai un proiect de standard. Da? Bun, voi nu sunteți de acord cu standardele pe care le aveau în momentul de față. Spuneți că nu sunt corecte, deși ele sunt foarte corecte pentru că sunt făcute pe câini, nu pe povești. Ăștia sunt câinii românești. Repet, că nu ne convine nouă, că îi vrem noi mai înalți, mai grei, mai nu știu cum, facem ceva în sensul ăsta. Facem altceva, da? Bun. Și atunci puneți pe hârtie, iarăși vă dau niște ponturi. Puteți să spuneți așa. Rasă formată în România din metisarea ciobănescului românesc de Bucovina și ciobănescului românesc corb cu
câini din rasele, ciobănesc caucazian, ciobănesc de Asia Centrală, Kangal, Malakli, păzitorul Moscovei, Lancer, Saint Bernard și ce mai vreți voi, e liber. Da? Nici nu trebuie să vă mai ascundeți, pur și simplu spuneți, da, domnule, am făcut metisarea asta pentru a obține un anumit câini. În regulă. Și spuneți, câine tip molosoid, da? Uriaș. Iarăși, ca să nu mai existe discuții, puneți, fraților, care este limita minimă de înălțime? 80 la greabă, încă văd că toți sunt disperați cu 80 ăsta. Zici că e pragul psihologic 80, dacă e sub 80 e vulpe, dacă e peste 80 e bun. Puneți înălțimea minimă 80, înălțimea maximă fără limită. 85, 90, 95, 100, 105, cât vreți voi. Fără limită de înălțime maximă. Da? Simplu. Bine, să nu creadă cine. Aici cu înălțimea e o capcană, da? Nu mă bag eu. Dacă se va decide că cineva vrea să facă să aibă o astfel de inițiativă, foarte bine, o să vadă în timp despre ce e vorba. Ce înseamnă cât mai mare? Cât de mare poate să fie un câine? Cel mai mare câine pe care l-am văzut eu vreodată era un câine care depășea un metru la greabă. Deci depășea un metru la greabă, atenție. Era un ciobănesc mioritic, mă rog, hai să spunem mioritic, că așa era el în acte, dar nu mai era mioritic săracul la talia aia. Un câine care, nu că nu alerga, era incapabil să alerge, doar mergea la pas, la trap extrem de rar. În momentul, eu l-am întâlnit într-un cabinet veterinar, eram cu o femelă de ciobănesc corp și când a intrat ăla, aveai senzația că femela mea e un fel de tackle pe lângă un doberman, așa erau, da? Deci era un câine peste un metru la greabă și nu e, asta nu e fantezie, da? Atenție, câinele chiar avea peste un metru la greabă. Este cel mai mare câine pe care l-am văzut vreodată pe viu, nu povești de carte recordelor. Ăsta l-am văzut pe viu. Când a intrat în cabinetul veterinar, am avut senzația că aud un urs în pădure. Cei care ați auzit măcar odată un urs în pădure știți cum i se aude respirația, așa i se auzea acestui câine. Abia mergea, era incapabil să facă efort prea mare, venea cu el la consultul periodic pentru că oricând îi putea ceda inima și așa mai departe. Dar nu e problemă, dacă vreți cât mai mare, cât mai mare să fie. Să aibă 120, dacă reușiți să faceți un câine de 120 la greabă, poate intra și în carte record. Deci cât mai mare. Ca și greutate, la fel. Puneți o greutate minimă de 70, ca să satisfacă pe toată lumea și maxim oricât. 100 de kilograme, 110, 120, cât vreți voi, nu e problemă. Și apoi apucați-vă și scrieți cum vreți să fie roba, semilungă, bănuiesc. Lăsați culoarea, că asta nu e prea importantă. Puteți să puneți culoare alb, fond alb cu pete negre sau fond alb cu pete sure, negru integral sau alb integral. Bănuiesc că cam pe aici probabil că ar fi culorile acceptate. Nu cred că vreți pătați cu roșu sau poate vreți negri cu pete de foc, cine știe. Nu știu, vă gândiți și le puneți pe hârtie, pe toate. Da? Iarăși, cum vreți să fie angulațiile, cum vreți să fie linia superioară, vreți să fie dreaptă, vreți să fie ascendentă, vreți să fie descendentă, vă gândiți, luați ca reper 2, 3, 5 câini pe care îi știți și care vă plac cel mai mult și creionați ce vedeți acolo. La cap bănuiesc că e simplu, da? Trăsături excesiv molosoide, de exces de piele, da? Babine foarte căzute, buză foarte flască, bănuiesc că asta vreți, o trufă cât mai lată, un cap cât mai lat, ochii ușor bulbucați, ploapele ușor lăsate. Bănuiesc, nu știu, dacă nu puneți pe hârtie cum vreți să arate. Și creionați un standard, cap-coadă, de la trufă până la vârful cozii. Cum vreți să fie coada? Vreți să fie în formă de sabie? Vreți să fie rulată pe spate? Vreți să fie rulată și căzută pe o parte? Vreți să fie mai lungă decât punctul jaretului? Vreți să fie mai scurtă de atât? Repet, toate lucrurile astea, vreți să aibă supăr abundent sau nu? Vreți să aibă părul mai aspru sau mai puțin aspru? Acceptați și cu părul creț sau nu. Deci toate chestiunile astea le puneți pe hârtie într-un proiect de standard, da? Al rasei cum vreți voi, repet, molosul românesc, marele câine românesc, câinele de pază românesc, câinele de curte românesc, nu știu, cum vreți să-i spuneți. Puteți să nu-i spuneți românesc dacă nu vreți, dar puneți că vreți, da? Suntem români cu toți. Ați așternut pe hârtie toate lucrurile astea. V-ați pus de acord pe o proprietate privată la unul dintre voi care are mai mult teren, care are posibilități mai multe, faceți o întâlnire. Așa cum am făcut și la Bălanul Românesc. Faceți o întâlnire, domnule, adunați minim 50 de câini, că nu merge. Adică o întâlnire de aia grătar cu 10 câini, nu, aia n-are niciun rost. Adunați minim 50 de câini în toate colțurile țării. E foarte simplu de făcut. Adică, repet, sunt oameni cu posibilități materiale deosebite și care iubesc tipul ăsta de câine. Sigur se vor putea întâlni într-o astfel de reuniune. Adunați minim 50 de câini. Dacă vreți, faceți o invitație Asociației Unicologică Royal să vină
cu arbitrii chinotehniști, facem niște măsurători acolo, da? Cu proiectul de standard în mână, facem niște măsurători, vedem tot ceea ce înseamnă câinele respectiv, raporturi, unghiuri și așa mai departe. Eventual, mai umblați pe proiectul de standard în funcție de ce aveți la fața locului și în funcție de ce vă place mai mult dintre câinii pe care îi aveți la fața locului, da? Și după aceea începe un lung proces și anevoios, da, asta este, îți trebuie răbdare și îți trebuie pasiune dacă vrei să faci ceva cu adevărat, da? Un lung proces și anevoios de prezentare în expoziții a acestor câini și lucrurile devin foarte simple. Nu mai stăm să descalificăm câini la Ciobănescu de Bucovina și la Ciobănescu Corp pentru că sunt atipici, fiindcă chiar sunt atipici, atenție, indiferent că plac unora sau nu plac. Ăia sunt câini atipici. Eu am mai spus-o și o repet. Pentru toți cei care susțin, că sunt unii care spun, nu domnule, că așa au fost domnule câinii, dar ăștia habar n-au domnule, că sunt ăștia de la etajul 10. Nu suntem de la niciun etajul 10, stați liniștiți. Lucian Duroian, când vorbea despre ăia de la etajul 10, se referă la alții, dacă vreți să spun eu la care sunt. Sunt unii care cresc pe etajul 10 câini. Dar, sau poate că nici măcar n-au, dar se dau experți. Noi nu suntem de la etajul 10, stați liniștiți. Deci, puneți pe hârtie, măsurați, vă înhămați la o treabă, da? Și faceți ceva. Și dacă în continuare sunt unii care spun, dom'le, că așa au fost, dar nu știți voi că de la asta plecasem, eu o singură rugăminte am la cei care susțin că în trecut, în România, câinii erau așa, de tipul ăsta, exagerat molosoid. România, atenție, România nu are câini moloși, n-a avut niciodată. Ciobărescu de Bucovina modern este o rasă făcută, dacă vreți. Da. România niciodată nu a avut câini molosoizi. Niciodată. A avut câini nici excesiv lupoizi. Au avut câini care sunt undeva, câini de tip montan, care sunt undeva la granița dintre lupoizi și molosoizi. De o graniță foarte fină. Ăștia sunt câinii românești. Ăștia vor avea întotdeauna câștig de cauză în expoziție. Pentru că ăștia sunt câinii autentici. Dar, repet, nu putem să trecem peste o realitate și anume că în România, în ultimii 20-30 de ani, sunt oameni care vor din ce în ce câini mai mari și mai groși. Și atunci eu vin și vă întreb. Puteți să-mi arătați, mie și oricui altcuiva, măcar o singură poză mai veche de 40 de ani. Una. Bă, vorbim totuși de atâtea rase de românești, da? Vorbim de atâția și atâția iubitori de astfel de câini mari, uriași. O să poate să nu existe în toată țara măcar o poză pe care să o arăți unuia. Bă, o poză. Scoateți, frate, de undeva măcar o singură poză și arătați-o mai veche de 40 de ani în care să apară un astfel de câini. Excesiv molosoid, de 85 la greabăn și 90 de kg. Arătați. Una singură. Uite, bă, frate, undeva în comuna cu tare, bunicul meu, străbunicul meu, unchiul meu, cu mătru meu, cine vreți voi, în urmă cu 45 de ani, 50 de ani, avea la stână un astfel de câine. Uite, prin urmare, a existat și în România. Nu a existat. Nu aveți de unde să scoateți niciodată o astfel de poză, doar dacă o photoshopați. Pentru că nu au existat. Și nu doar în România n-au existat, ci nicăieri. Pentru cei care sunteți foarte mari iubitori de caucazieni, căutați poze vechi cu nagazi și o să aveți o surpriză. Pentru cei care sunteți mari iubitori de asiatici, vedeți că sunt N, nu trebuie să căutați, la asiatici nu trebuie să căutați, pentru că sunt N site-uri care vă arată cum sunt câinii ciobăresc de Asia Centrală în mediul lor de origine, da? În țările lor de origine. Trebuie... Și eu am spus-o multora, intrați pe site-ul dahmarda.ru. E simplu, intrați pe site-ul dahmarda.ru și vă edificați. Sau intrați pe YouTube, căutați canalul Latif La și vă edificați. Nu există astfel de câini. Și ăsta și Ciobănescu de Asia Centrală modern din expoziție este tot un câine făcut, dacă vreți. Da. Bun. Putem să facem și noi. Putem să facem sau puteți să faceți și voi un câine românesc excesiv molosoi. Trebuie doar să muncim. Nu merge altfel. Adică nu merge doar să venim cu niște câini care n-au nicio legătură cu rasa, niște ringuri, să fim supărați că ne sunt descalificați câinii, pentru că ei chiar n-au nicio legătură, adică se vede de la o poștă că ăia sunt din alt film. Dar pentru a nu rămâne pe din afară,
Pentru că e clar că sunt foarte, foarte mulți oameni care preferă acest tip de câine și pe care, așa cum spuneam, nu interesează nici standardul, nici istoricul, nici nimic. Faceți ceva în sensul ăsta și v-am dat aici un pont. Da. Dacă veți avea o astfel de acțiune bine pusă la punct, dacă veți pune pe hârtie un proiect de standard pentru o nouă rasă, modernă, nouă la propriu și la figurat, sunt convins că la nivelul Asociației Uniunea Echinologică Royală veți avea tot sprijinul. Și de ce nu? Dacă vă puneți pe treabă, poate că până la sfârșitul anului putem să avem și primele prezentări în ringul expozițional a unor astfel de câini sub noua denumire. Nu e cine știe ce. Trebuie doar să fiți o mână de oameni deciși, hotărâți, să vă asumați treaba asta. Da, frate, ne asumăm. Ne asumăm că noi vrem altceva. Nu ne plac ciobănești românești aia autentici așa cum sunt ei, așa cum s-au format ei în decurs de sute și sute de ani ca și rase. Nu ne plac. Noi vrem altceva. Noi vrem un câine care să concureze cu orice altă rasă uriașă din lume. Și facem noi, repet, câinele de pază românesc, molosul românesc, ciobănesc uriaș românesc. Cum vreți să-i spuneți? Nu vă cramponați de culoare, lăsați-o. Negru integral, alb integral, bălțat. Asta e doar un detaliu. Îi adunați pe toți, faceți ceva în sensul ăsta și poate aveți succes. Cine știe. Te pomenești că peste 2-3 ani ringul de molos românesc va fi plin cu zeci și zeci de câini care vor concura pe bază de proiect de standard pe care voi l-ați gândit, voi l-ați elaborat, da? Așa după cum vreți voi și poate la celelalte rase concurența va fi mai mică. Poate că foarte mulți oameni se vor îndrepta spre acest nou molos românesc. Bine, aia care sunt cu adevărat pasionați, dar cu adevărat pasionează ciobăneștii românești, aia vor rămâne în continuare să crească ciobănești românești autentici, rasele noastre din vechime, rasele noastre milenare. Dar poate vor fi oameni care vor crește și ciobănești românești, oricare dintre cele 5 rase în forma lor reală, autentică, și poate vor crește și, să zicem, acest molos românesc. Uite că v-am creionat și cât de cât un proiect de standard în linii foarte, foarte mari. V-am oferit și niște sugestii de nume ale rasei. Sunteți atât de mulți cei care preferați câinii ăștia încât cred că nu mai rămâne altceva de făcut decât să vă puneți pe treabă. Mult succes! Când sunteți gata, dacă aveți nevoie de ajutor, puneți mâna pe telefon și sunați la UCHR, spuneți-le, uite, în data de ne-am organizat, ne întâlnim, avem 50, 70, 100 de câini înscriși, vom face măsurătorile, îi vom lua în evidență, poate faceți chiar un club pe care să-l afiliați Asociației Uniunea Echinologică Royală și ați demarat în felul ăsta, toată lumea e împăcată, nimeni nu va mai fi supărat pentru că a fost descalificată în ring fiindcă a prezentat un câine atipic pentru ciobăneștii românești. Nu. Va prezenta molosul românesc în toată măreția lui, ca să zic așa, măreție la propriu și la figurat. Probabil chiar va fi un câine mare, foarte mare, cât mai mare, cel mai mare.